Pentru ce credeți că am chestiile astea aici? Ca să facem foc sub apă, oameni buni. Ok. Pur și simplu aveți nevoie de-o de asta și-o de asta. Tot ce trebuie să faceți e să acoperiți chestiuța asta cu stele în folie de aluminiu. Ok, cred că e gata. Și acum tot ce trebuie să facem e să o testăm. Aici e paharul cu apă. După cum vedeți, oameni buni, îl ținem mai așa. Oh my god, un Pampers. Deci, luăm chibriturile, luăm ăsta și pur și simplu aprindem. Ovi, nu vorbi, te rog. Stați 3 secunde. Ok, oameni buni, am avut o mică problemă. Deci, o secundă. Am revenit cu chibriturile. Da, deci luăm un chibrit. În primul rând, am vrut să tai puțin din asta. Ok. Și acum, momentul adevărului. Arde! Arde! Încă arde! A ars pur și simplu sub apă. Și simt încă cum arde. Ok. Hai să desfacem folia. Oh my god, ce fierbinte-i! Hai să desfacem folia. Pur și simplu să vedem ce a ieșit. După atâta muncă, a ars. Chiar dacă avea puțin apă în interior, a ars. Ok, oameni buni. Ne-am întors cu noi materiale, deci acum o să o luăm asta, ca să zicem așa, până la capăt. Ok. Mai fain arde cu folie de aluminiu, parcă. Acum facem așa foarte, foarte bine, ca să nu cumva să intre apă. Ca data trecută,
Că data trecută ai intrat și nu mi-a prea plăcut asta. Că a început să se stingă. Ok, deci facem așa foarte, foarte bine să nu poate să intre apa. Foc sub apă, oameni buni, da, nu știu dacă vine să credeți. Ok, și oameni buni, e cam gata. Doar că mai trebuie să tăiem puțin așa și așa. Și e gata. Pur și simplu. Luăm ăsta. Aprindem. După cum vedeți, luăm de aici de la capăt și îi dăm drumul. Arde! Arde! Arde și iasă mult fum! Oh my god, fierbe apa asta! Încă arde! Ars? Hai frate, sper că a ars! Că nu vreau să mă trezesc cu foc în mână. Hai să desfacem. Eu zic că a ars. Pentru că am auzit un sfârâit. Deci desfacem chestia asta. Ok. Tăiem de aici. Și da, a ars, oameni buni. A ars. Până la capăt chiar. Mă mir. Oh my god, deci mai trebuie să fac un experiment. E mult prea tare chestia asta. Dau off camera. Oameni buni, ne întâlnim data viitoare. Pa, pa! Am mai făcut o chestie, dar de data asta cu scotch. Testul 1. Oh my god, asta trebuie pus pe internet neapărat, trebuie să apară pe internet obligatoriu. S-a stins. Deci s-a stins, tot e mai bine cu folie de aluminiu. Hai să mai încercăm o dată. Nu mai vrem să fie apă. Ok. Arde, 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 arde. Nu mai arde. A ars. Yeeey, revelionul!
Ok, gata. Asta, fost super tare. Bună ziua, oameni buni. Deci, sper că v-a plăcut videoclipul ăsta. Stați că trebuie să-mi pun microfonul mai așa. Deci, sper că v-a plăcut videoclipul ăsta. Pentru că am muncit ceva la el. L-am filmat. Acum o săptămână. Și editez. De-abia acum. Dacă vă vine să credeți. Ok? Deci, ce să mai zic? Imediat o să apară pe internet și vă bucurați de el. Deci, oameni buni, nu uitați de like, share, comment, subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Stați că vreau să fac ceva schema. Ok. Pa, pa! Stați că nu-i bine. Pa, pa! Nu-i bine iar. Pa, pa! Acum! Ok? Acum a fost... Ok, acum a fost bine. Deci, oameni buni, acolo o să apară un scris pe mâna mea. Deci, oameni buni, ne întâlnim data aviatoare. Nu uitați de like, asta am mai zis o dată. Hai, frate. Deci, ne întâlnim data viitoare. Pa, 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 pa,